după cum ați observat, s-a produs un accident. Primii care ajung la caz vor suna la 112 să anunțe ce s-a întâmplat. După care serviciul 112 anunță serviciul de ambulanță pentru a se prezenta la fața locului și colegii din cadrul poliției și dacă este nevoie sau dacă sunt victime încarcerate sau care necesită descarcerare, atunci se anunță și colegii de la ISU, colegii de la pompieri. Acum este un timp mort în care aparținătorii ne înjură, în care se uită pe drum și așteaptă să ajungem. Și... sună la mult. Un apel durează, informarea accidentului durează un minut până la două minute. Există unele întrebări pentru a vedea dacă nu este un apel fals, pentru că ne confruntăm de multe ori cu accidente false, cu apeluri false care ne duc poate și 50 de kilometri și ajungem acolo, nu este nimeni, deci este indicat pentru a nu folosi serviciul 112 decât dacă este nevoie și dacă este o urgență. Are. Colegii preiau convorbirea cu cel care anunță. De asta este bine că atunci când se anunță un accident sau orice caz, este bine să nu vă agitați foarte tare, să nu urlați, pentru că nu se înțelege nimic din ceea ce spuneți și nu știm unde să venim, nu știm unde să ajungem, iar dacă vă întreabă mai multe detalii, este bine să le dați, pentru că dacă noi ajungem la o altă stradă sau la un alt număr, timpul se prelungește și ajungem mult mai târziu. Probabil acum se transmit apelurile de la serviciul 1-2 din Baia Mare, se transmite către serviciul nostru la Siget. Repet, această transmitere durează până la 2 minute. Deci chiar dacă unii locuiesc lângă ambulanță și ajungem după 3-4 minute, este pentru că s-a transmis destul de greu, pot să spun asta. La fața locului. Este bine dacă ajungeți la accidentă să nu scoateți victimele din mașină, să le lăsați acolo, că de multe ori bunul samaritean poate face mai mult rău decât bine. Deci este indicat să le lăsați acolo, să încercați să-i calmați și să așteptați să vină cei pregătiți pentru această muncă. Pentru că pot să existe leziuni care, în momentul în care îi mobilizați, în momentul în care îi scoateți afară, pot să se agraveze și puteți spune că a ieșit pe picioarele lui din mașină și după aia a rămas paralizat. A rămas că el a fost mobilizat fără bule, fără atele și atunci s-a produs mai mult rău decât bine. Pentru această simulare, noi am dispus o care face un triaj
al diplomelor, care stabilește ordinea care se vor scoate victimele și ordinea care se vor asigura primele măsuri de urgență. Așa, asta e așa, să vedem în aici. Acum să face iarcul victimelor, se imobilizează fiecare victimă un guler cervical. Absolut toate traumatismele. Nu numai din accidente de lucrere. La prima evaluare sunt victime, sunt toți conștienți, sunt cu traumatism cerebrale. Se vor scoate o ultime vreau să scot primele dintre care prezintă cel mai mic risc de viață, care pot să iasă în timpul sau ajutate. Se fac tratamentele compresive pentru a opri eventualele sângeri sau hemoragiile care pot apărea. Nu, lasă. Doare. Lasă-l ușor. Până asta? Da. Adu-mă fașă. Gata. Nu vreau. Pacientul nu este conștient. Se evaluează respirația pacientului, se primesc toate datele despre traumă și zonele în care apar leziuni. De asemenea, se cer informații despre cinetica traumei, tipul de coliziune, dacă mai există victime, dacă cumva au existat cazuri
de deces la locul accidentului, victimă catapultată din autoturism sau necesitatea intervenției echipajelor de descarcerare. Toate aceste trei situații ne creează suspiciunea existenței unor leziuni severe la orice pacient supraviețuitor, ceea ce obligă internarea pacientului în spital, indiferent dacă starea lui aparent este bună și dacă nu prezintă decât leziuni minore. Pacientul va fi transferat în spațiul de consultație și tratament imediat, unde va fi preluat de echipajul medical din CPU, format din medic, asistenți medicali și personal auxiliar pentru îngrijiri medicale. Tot în acest moment se predau documentele de la serviciul de ambulanță și se întocmește fișa CPU a pacientului din urgență. Avem, după evaluarea inițială, un pacient A, conștient pe scala AVPU, fără dificultăți respiratorii majore, cu traumă craniană importantă, pentru care colegii de la ambulanță au efectuat pansament compresiv hemostatic. Pacientul are deja un abort venos periferic, este montat, este poziționat pe targă și urmează să intre în spațiu de consultație. În spațiu de consultație intră a doua victimă, pacient conștient, fără probleme respiratorii majore, cu traumă de membre superior drept și inferior stâng. Se face evaluare primară după algoritmul A, B, C, D, E. Concomitent la pacient se asigură trei elemente esențiale: O, oxigen; M, monitor; V, venă, abort venos periferic pentru administrarea medicației și a reechilibrării volemice. Se evaluează statusul neurologic cu tine, se calculează scorul de comă. Bun, să facem ceva să dare. Care domniți, puteți să vă ieși aici în spate, când vizual poate mai apropiat. Se determină tensiunea arterială, se monitorizează pacientul cardiac, tensiune normală, 120/70, un pacient stabil, hemodinamic, un pacient care acuză dureri la nivelul umărului și a gamberii. Coloana vertebrală. Doare? Omoplații și lombele. Bun, fără sensibilitate la nivel. Fără sensibilitate la nivel cervical, toracic, lombar stabil, și sacral. Stabil hemodinamic, ar trebui să facem o radiografie de coloană și de toracic. Având în vedere că pacientul, în urma terapiei administrate, s-a stabilizat, avem deja o tensiune de 100/60, frecvența cardiacă a scăzut, respirațiile au devenit mult mai eficiente, saturația în oxigen a crescut la 96 pe minut. Pacientul are indicație de efectuarea unei radiografii toracice și va fi trimis în serviciu de radiologie. Nici fracturi sau cazări de vertebre cervicale. O să anunțăm secția de chirurgie în vederea preluării acestui pacient. Pe doamna doctor, o anunță. Sunați, vă rog, secția. Pacientul este stabil. Terapia de urgență s-a finalizat.
stai rămâne fi. Domnul doctor Kraus, EKG-ul pacientului. EKG bun, normal, trecem numele. EKG-ul pacientului cu numărul 3. Foarte bun. Este bun. Alura ventriculară bună, rit sinusal. Rit sinusal, frecvență bună, fără arritmii. Acestul va fi pregătit pentru a fi trimis la radiologie. În vincorce. Hai, vincorce. Cazul este stabilizat, este un pacient grav care putea să dezvolte stop cardiorespirator, la curică și la unei toracice. Mirău! Avem o alertă în CPU, pacientul se agravează, starea generală se alterează, pacientul devine transpirat, disnei, stare de rău. EKG rapid, tensiune, puls, saturație. Rămâne conștient, dar răspunde doar la stimul verbal și dureros. Ce te doare? Puls periferic, absent. Puls central prezent. Pacientul nostru a instalat. Vă rog încă o linie venoasă. Șoc hemoragic. Se mai suplimentează o linie venoasă. Se trece la terapia de resuscitare volemică intensivă. Se recoltează timp mai rar. Se administrează fluide în jet. Se recoltează grup sanguin și RH. Și se repetă ECO. Administrarea transfuziei de sânge. Se anunță transfuzia, dizecția de terapie intensivă, să ne determine grupul sănătate, testele de compatibilitate, să ne pregătească sânge. Medicul din CPU va face o reevaluare fasta pacientului pentru a vedea dacă sunt elemente noi în acest caz care s-au evaluat. Aici e EKG-ul. Foarte bine. Hai să reevaluăm ECOFAS. Tensiunea cât este acum? Tensiunea a fost 70 cu 40, frecvență cardiacă aproape 130 de minut, saturație în oxigen 88, se va pune o mască și s-a suplimentat cu facială cu rezervor de oxigen pentru suplimentarea fluxului concentrației de oxigen. Nu pierdem aici, este în mâini bune. Echipajul din compartimentul de primit urgențe. Acum încep să-i fac evaluarea. Se străduiește să stabilizeze pacientul, să mențină funcțiile vitale. Nu vrem să pierdem acest pacient. Aici avem sângele. Avem și sângele. Se contează transfuzia de sânge, se reevaluează pacientul. Ok, bun, începem reevaluarea. Să facem ca la carte, știi? Imediat. Evaluarea FAST este pozitivă. Avem lamă de lichid în spațiul splenorenal. Pacientul devine o urgență chirurgicală, posibilă are ruptură de splină post-traumatică și va fi transferat direct în serviciul de chirurgie. Se anunță sala, va merge direct în sală. Pentru intervenție chirurgicală nu se mai efectuează grafiile. Se pune monitorul aici lângă el și pleacă cu tot. Da? Sală. Ne pregătim să transferăm pacientul cu monitorizare și cu reechilibrarea volemnică, cu oxigen, cu monitor, cu tot ce trebuie. Un scenariu
care nu fost fericit, pentru că n-au existat victime care să decedeze, n-au existat victime care să instaleze scop cardiorespiratorii, n-a fost nevoie de resuscitare cardiorespiratorie la niciunul dintre pacienți.